un proiect important, 25 de milioane de euro. Aș vrea mai întâi să vă întreb cât înseamnă asta din bugetul facultății, în câți ani ați fi primit banii ăștia, să spunem, și ce... Da, este un proiect extrem de important, reprezintă un pas dintr-un proiect mai mare, un proiect de 50 de milioane de euro pe care îl pregătim, îl lansăm astăzi, care vizează noile facultăți, noile clădiri pentru facultățile de chimie, inginerie aerospațială și inginerie medicală, dar foarte important, de fapt, acest proiect nu este doar pentru construirea unor clădiri, ci pentru realizarea independenței financiare a universității. De fapt, aceasta este miza proiectului, independența financiară, pentru că actualele clădiri sunt în mijlocul orașului, în localul din Polizu, foarte aproape de Gara de Nord, care va primi o altă destinație, astfel încât universitatea să realizeze în acel local venituri suplimentare pentru a susține activitatea. Deci, repet, nu este un proiect doar pentru o construcție, pentru câteva construcții, ci este un proiect strategic pentru universitate. La 200 de ani de la fondarea sa, anul acesta universitatea intră într-un alt făgaș încercând sau sperând să-și asigure independența financiară. Mai exact, explicați-ne ce se va întâmpla în aceste clădiri, adică de ce vor beneficia elevii, ca să înțeleagă toată lumea, profesorii, ce vor putea face? Sunt noi clădiri inteligente care vor fi la dispoziția acestor facultăți cu tehnologie de ultimă generație, cu spații adecvate de învățare, cu amfiteatre foarte mari și moderne, cu săli de lectură foarte, foarte generoase, dar în special cu centre de cercetare de foarte bună calitate. De asemenea, proiectul are de asemenea și o componentă importantă de echipamente, de dotări pe care le vom pune la dispoziția studenților, și acest proiect noi îl estimăm a fi finalizat în maxim 3 ani de zile. Așa cum ne-am obișnuit, universitatea a construit repede și bine în această perioadă, foarte multe facilități. Așteptăm ca și aceasta să se termine în condiții foarte bune, această nouă facilitate în condiții foarte bune în perioada următoare. Știu că aici s-a mai investit și că aveți spații. Am investit și am construit peste 50.000 de metri pătrați de spații noi, avem un nou centru de cercetare, avem o aulă, un auditoriu, o sală de spectacole absolut generoasă, avem două infrastructuri mari de cercetare noi, avem infrastructuri sociale foarte importante, hotelul universității sau grădinița universității, grădiniță construită pentru copiii cadrelor didactice. E o comunitate, un oraș în mijlocul orașului, un oraș special care nu generează doar venituri și cunoaștere, este o mare familie care se dezvoltă în mijlocul Bucureștiului. Domnule rector, spuneți-mi, vă rog, dacă ați reușit să găsiți arhitectul care va construi noua clădire. Arhitectul este ales, este Universitatea de Arhitectură din București, este cea care va proiecta noul local și cu care suntem deja în discuții, în negocieri aprinse în această perioadă. Vă mulțumesc și vă dorim mult succes! Mulțumesc și eu foarte mult!